Despre sănătatea psihologică a copiilor urmează să vorbim, pentru că trecem de la un domeniu, activ la un domeniu mental. Următoarele noastre invitate au trecut în clasa 12, dar au la activ niște performanțe de invidiat. Recent au obținut un premiu special în valoare de $5.000 în cadrul concursului internațional de științe și inginerie la categoria System Software. Din cei circa 1900 de elevi din 65 de țări din întreaga lume, Ana Vizitiv și Mădălina Griz au devenit cele mai bune. Le felicităm pe fete și le invităm în această după-amiază în platoul Vorbelor Bune. Salutare! Salutare! Bine ați venit! Mă bucur că sunteți aici la noi astăzi, pentru că de obicei aici pe canapea vin să ne cânte artiști, tineri interprete, nu știu cum, dar eu sunt tare fericită când vin și, și asemenea fete care nu doar prin talent, dar și prin foarte multă muncă și timp ajung acolo unde au ajuns. Felicitări pentru premiu! Mulțumesc mult! Vă cunoașteți sau ați făcut cunoștință în cadrul concursului? Da, sigur, ne cunoaștem din clasa 8-a, am fost colegi în același liceu. Cu toate că acum sunteți în licee diferite. Da. Așa, mergeți la licee private din, din țară. Știu că, de fapt, pe lângă premiul ăsta, voi mai sunteți și olimpice. Da, Ana este olimpică la fizică, iar eu la matematică și informatică. Așa, o olimpică, să înțeleagă, e una în Moldova și este alta? La nivel internațional. Și voi aveți? Da, deja avem rezultate la nivel internațional. Deci, la nivel internațional, de obicei se creează stereotipul că băieții sunt pasionați de materiile astea. E un stereotip. Da, într-adevăr, și noi încercăm să-l combatem prin exemplu nostru, că am participat la această olimpiadă și am demonstrat că două fete din Republica Moldova pot obține rezultate. Și la fel de bune ca și băieții. Și de fapt, ce ați făcut voi acolo? Pentru că foarte mulți din cei care ne vizionează acum poate nici nu înțeleg ce înseamnă software. Ce ați făcut voi de fapt? Noi am elaborat un algoritm care suplinește studiile în domeniul medicinii cu date netradiționale. Povestind un pic pe scurt, în timpul pandemiei ne-am observat că foarte multe informații despre COVID-19 au fost valabile pe internet, diferite video, articole, dar în special forumuri și bloguri. În aceste forumuri și bloguri, oamenii discutau despre experiența lor cu acest virus, ce simptome au avut, febră, tuse și așa mai departe. Dar, din păcate, toată această informație este greu structurată și foarte greu de găsit niște răspunsuri, adică trebuie foarte mult să cauți până găsești un răspuns la întrebarea ta. Și noi am creat un algoritm care creează o bază de date cu toate aceste comentarii, răspunsuri și experiențe, care îl curăță, sortează după categorii și când un utilizator oferă o întrebare cu detalii, cu simptomele care le are, situația lui, algoritmul nostru oferă un răspuns cu 5 cele mai similare comentarii a altor persoane în care se explică experiența lor, cum au trecut peste acest virus și tratamentul care ei l-au avut. Cât timp ați muncit pentru acest proiect? Undeva din august-septembrie au început primele idei și intenția de a participa la concurs și după ce am elaborat pașii și ce am vrut să avem ca produs final, a trebuit să implementăm în cod, iar apoi să pregătim materialele pentru participarea la concurs. E o sumă destul de bună. Ce vreți să faceți cu ea? O împărțiți și investiți în studii mai departe sau o să investiți în altceva? Da, desigur că vrem să investim și în studiile următoare. Am vrea o parte să alocăm și pentru dezvoltarea proiectului, pentru că odată ce a fost recunoscut la un nivel internațional, înseamnă că lumea vede un anumit potențial. Și credem că ar trebui să fie un anumit pas următor. Așa, o continuitate. Știu că vă mai sunteți și doamne profesoare pe online. Ce predați voi fetelor pe YouTube? Da, noi facem parte din echipa EduTalk, în care noi creăm videouri educative despre Mădălina face la informatică, eu fac la fizică și noi încercăm să facem un alt format de video, mai interactiv, mai interesant, ca elevii care se uită la videourile noastre să înțeleagă, dar să vadă aplicabilitatea materiei. Așa, eu zic să vedem câteva imagini și dacă încă nu știați că puteți să învățați fizică și informatică ușor pe YouTube de la niște fete frumoase și deștepte, cred că o să vă convingeți de acest lucru imediat.
Să ne imaginăm o situație din viața reală. Să presupunem că în timpul unei ninsori la mijlocul aprilie are loc un incident la linii de transmisie electrică. Unul din fire se rupe și cade la pământ. Pentru o persoană care se află în apropiere de locul cauză, aceasta reprezintă un pericol pentru viață. Dar de ce? Curentul electric se va scurge în pământ și astfel apare o nouă distribuție de tensiune în sol, care depinde de rezistivitatea solului. Între punctele unde sunt amplasate picioarele omului apare o diferență de potențial. Curentul curge din primul picior spre al doilea, trecând prin toate organele omului. Dacă cineva se afla în așa situație, ne întrebăm totuși în ce mod ar proceda persoana pentru a evita pericolul. Pentru a înțelege complexitatea problemei, vom începe cu cele mai simple noțiuni de bază, cum ar fi atomul. Ca să vezi mai bine unde se află atomii și cum ei sunt alcătuiți, hai să analizăm un corp, spre exemplu un creion. În ziua de azi, noi avem o varietate mare de modele. Creioane de lemn, creioane mecanice, creioane colorate, etc. Etc. Da, vă dați seama că lecția nu durează doar câteva minute, e destul de lungă. Ia să vedem cum se descurcă doamna profesoară la informatică. Cum se descarcă o aplicație pentru programare pe care o găsiți aici? Deschidem CodeBlocks. Pe pagina principală sunt mai multe opțiuni. Cele mai importante sunt deschiderea unui proiect existent sau crearea unui proiect nou. Apăsăm pe proiect nou, Console Application, limbajul C, locul unde va fi proiectul nostru și denumirea. Și îl deschidem. Codul care este deja scris e un exemplu. Avem trei butoane de care ne vom folosi des. Este build, care compilează codul, adică îl citește și verifică dacă sunt erori. Următorul e run, care pune în aplicare codul, dar acesta trebuie să fie compilat întâi. Al treilea este build and run, care face cei doi pași deodată. Ca să vedem ce printează codul dat, dăm build and run. Pentru mine asta e chineză. Sincer, recunosc, nu am fost bună la informatică. Când venea ora de programare și de asta, da, trebuia să mă ascund sub toate mesele. De unde aveți pasiunea asta? Totuși pentru materiile exacte. Din familie, aveți profesori în familie, oameni de știință? Da, cumva prin coincidență, fratele Anei este olimpic la internațional la fizică, iar a meu este la matematică și informatică. Wow! Cred că nu am planificat să fie așa, dar, mă rog, pasiunea există, cred că, în familie. Așa, ce vreți să faceți mai departe? Pentru că știu că olimpicilor le sunt deschise mult mai multe drumuri, școli bine poziționate, se luptă pentru voi. De fapt, nu voi accesați acolo, dar ăsta e al meu. Care sunt planurile voastre după 12? Noi chiar avem planuri și acum, deci cu suma de bani care am primit de la această olimpiadă, noi am dorit să investim în proiectul nostru, care se numește Girls in STEM Moldova, scopul căruia este încurajarea fetelor să continue studiile în domeniul STEM și prin acest proiect noi vrem să stimulăm și să motivăm cât mai multe fete din toate regiunile Republicii Moldova să fie interesate în științe, tehnologie, inginerie și matematică. Și noi, la momentul dat, lucrăm asupra acestui proiect și încercăm să captăm cât mai mult atenția fetelor să fie interesate în acest domeniu. Și plus, pe lângă faptul că este un domeniu foarte interesant, mai este și un domeniu foarte ofertant din punct de vedere financiar. Cel puțin în domeniul IT știm noi că se câștigă destul de bine. Acasă sau cu picioarele într-o mare poți să-ți câștigi un salariu destul de bun. Fetelor, eu mă bucur pentru voi. Sper că sunteți un exemplu pentru cele care vă vizionează în aceste momente și să știți că mai există viață dincolo de TikTok sau de selfie-uri frumoase. Există o viață lungă înainte și cel mai bine este atunci când investiți în cunoștințele voastre.